Bună seara și bine v-a regăsit. Știm cu toții că o busolă este formată din această carcasă, acul magnetic care ne indică întotdeauna polul nord al Pământului, dar de fapt acul magnetic este polul sud al busolei și la o șurbelniță magnetizată vom avea, evident că fiind magnetizată, vom avea poli și polul nord va fi dat de una dintre capetele magnetizate ale șurubeniței, de exemplu când o apropiem de un magnet și o magnetizăm, va fi magnetizată după polul care am apropiat-o. De exemplu, această șurubeniță a fost magnetizată cu vârful la polul sud, deci practic a fost polarizată magnetic cu sudul. Și observăm că avem și polul nord aici, la celălalt capăt al axului șurubelniței. Sper că v-a fost de folos. Seară faină în continuare, weekend plăcut!